începem cu ce știi despre Homer, ca să ne asigurăm că ești pe țeavă cu noi. Homer a fost un gagiu grec la modă printre femeile vremii care a scris Iliada și Odiseea. Acum că totul e clar, să începem! Homer era un fel de hrușcă dinainte de Hristos. Adică el compunea poezii lirice. Lirice pentru că erau cântate la liră, un fel de chitară mai nașpa. El le gândea, el le cânta. 2. Aproape sigur, nu știa să scrie și să citească. Aspectul acesta îl face să fie mai apropiat de Florin Salam decât de hrușcă, cu diferența că elpiul lui Homer, Odiseea, are calități epice și că Homer era respectat în timpul vieții și încă mai e. 3. Poate nu a existat. Nu știm sigur dacă a existat. Omul și-a trăit viața într-un fel de turneu permanent. N-avem poze sau înregistrări, așa că istoricii speculează că poate nu a existat. 4. Poate a fost femeie. Samuel Butler, autorul romanului Și tu vei fi țărână, a propus această teorie. Având în vedere că poate nu a existat, e ușor să ne imaginăm că poate nu a existat femeie fiind. 5. Era orb. Imaginează-ți cum ar fi să o arzi în beznă totală în secolul 8 înainte de Hristos. Omul putea să cânte la liră sau să sufle în frunze. Ne bucurăm că a ales să cânte. 6. Tipului îi plăcea să invoce. De regulă, poeziile antice încep cu o invocare a zeițelor artelor. Exact așa începe și Iliada. Așa că ia un aer intelectual și repetă după mine. Cântă zeiță mânia cea prinse pe Ahil Peleianul. Versul e de departe cel mai faimos, fiind și limita maximă atinsă de majoritatea cititorilor. 7. De ce se numește Iliada? Sufixul ad înseamnă care se referă la, despre. Ili este o formă scurtă pentru Ilion sau Ilium, cetatea troiană asediată în poem. De aici, Iliada. 8. Nu știm varianta originală cântată de el. Cântecele sale s-au transmis pe cale orală, așa că ce găsiți în librărie clar nu e ce a gândit Homer. E cam ca ce s-a întâmplat cu Miorița, numai că și mai plictisitor. Să recapitulăm. Homică cânta poeziile la liră, era analfabet, îi plăcea să invoce muzele, a trăit în secolul 8 înainte de Hristos, era orb, poate era femeie și poate nu era deloc. Am omis ceva? Dacă da, scrie cu încredere în secțiunea de comentarii. Și acum că totul e clar, am dorit să inaugurăm o nouă rubrică și anume Ghicitoarea Google, unde la întrebările puse poți răspunde căutând intens pe Google. Întrebarea de azi este, călătorești spre est pe cea mai lungă cale ferată din lume, dar de câteva ore stai pe loc așteptând să schimbe ăștia roțile trenului. Unde ești? Nu uitați să vă abonați și să împărțiți filmele noastre cu prietenii ca să se audă numele Zaia Fett peste tot pe internet!